Revoltați, sătenii din Bistriță au anunțat polițiștii că transformatorul care alimenta stația de apă din localitate a dispărut fără urmă. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că hoții de fier vechi sunt cei care au făcut prăpăd. Oamenii din sat spun că a fost furată și o altă instalație care era amplasată pe un stâlp de înaltă tensiune aflat pe un câmp în apropiere de drumul național 56. Polele sunt băgate prin presare, polele. Și să poți să scoți polele alea, să scoți decât miezul ăla de cuplu, trebuie să știi să-l decuvezi, frate. Fără transformator, stația de apă nu mai funcționează. Pentru cât timp, nu se știe deocamdată. Mai grav este că incidentul a avut loc exact când canicula începe să usuce mehedințiul. E cel mai urât lucru când fură hoțul și rămâne toată comuna fără apă. Trebuie luate măsuri, poliția, eu știu, trebuie făcut ceva în privința lor, pentru că asta fură un transformator, mâine fură un... dă-n cap la om, intră în casă, trebuie făcut ceva cu ei. Dacă îi prinde, să-i condamne. Hoții nu au fost încă prinși, dar poliția are un cerc de suspecți, mai ales că zilele trecute un alt transformator electric din Bistrița a fost furat. Angajații CEZ încearcă acum să remedieze situația cât mai repede.